Mă numesc Daniela Dabija, sunt psiholog în cadrul Centrului Internațional la Strada, unde se oferă consiliere juridică și psihologică pentru femeile și fetele care au suferit de violență în familie și abuzuri sexuale. La telefonul de încredere au fost recepționate peste 25.000 de apeluri și peste 9.500 de cazuri de abuz contra femeilor. Unul din cele mai grave cazuri din experiența mea a fost cazul unei doamne care a fost atacată în casa ei proprie în toiul nopții de fostul ei concubin. Ea a fost trezită noaptea pe neașteptate, snopită în bătăi cu diverse obiecte casnice de bucătărie. Ulterior a fost abuzată sexual de multiple ori. Cineva din familie a reușit să o găsească. Fiind îngrozită de toată experiența care i s-a întâmplat, doamnei a avut curajul să sune la telefonul de încredere, care activează non-stop. Mesajul ei a fost recepționat de către consilierul de pe fir. Imediat a fost referită către o echipă de intervenție care există în cadrul centrului. Cu doamna au luat legătură atât psihologi cât și un avocat. Atât Doamna, cât și membrii familiei care au fost un suport, au fost ghidați, consiliați pe parcursul întregului uh, proces penal care încă durează. Ce ce este important să cunoască fiecare femeie că o asemenea situație se poate întâmpla cu fiecare, dar Violența nu este justificată și nimeni nu are voie să abuzeze de altcineva, indiferent cine este. Persoana de încredere, membru a familiei, o persoană cunoscută sau necunoscută. Și în urma unei astfel de experiențe trăite, traumatice, este firesc și normal să resimtă o frică, o rușine. Um, o apatie, chiar și nedorința de a vorbi sau de a ieși din casă. Dar un prim pas, cel mai important, trebuie să fie făcută însăși de persoană. Să aibă curajul să ceară ajutor, să povestească ceea ce i s-a întâmplat și să primească acel ajutor și suport din partea unei alte persoane. Există specialiști care pot să intervină, care pot fi alături, oricând, la orice oră și în orice zi.